Noroc, prieteni! Noi, părinții, știm cât de mult înseamnă pentru copiii noștri grija și căldura pe care le putem oferi. Din păcate, în țara noastră există mulți copii care sunt lipsiți de această grijă. Însă, din mare fericire, există o organizație care se numește CCF Moldova, care le oferă acestor copii și familiilor lor un sprijin foarte important. Îndemnul meu este să intrați pe site-ul CCF Moldova și să faceți donații atât cât vă permite buzunarul, pentru ca această organizație să poată continua mai departe să ajute acești copii și fiecare copil să aibă o familie. Eu copiilor mei le-am citit povești începând cu vârsta de un an și cred că asta este unul din momentele cele mai intime într-o familie, atunci când copiii sunt mici. De aceea vreau să vă citesc și vouă o poveste care se numește Broasca țestoasă cea fermecată. A fost odată un împărat și el avea 3 feciori. Când le-a venit și lor vremea de însurătoare, le-a zis împăratul: dragii mei copii, v-ați făcut mari, mergeți de vă căutați ursitele, ca să intrați și voi în rândul oamenilor. Vorbele tale, tată, sunt pentru noi ca o icoană la care ne închinăm, răspunseră copiii, și după ce îi sărutară mâna, se gătiră care mai de care să plece mai curând. Fiul cel mare se îmbrăcă cu hainele ce le avea cele mai bune, luă oaste cu dânsul și bănet de ajuns. Mergând spre răsărit, ajunse la curtea unui împărat care avea o fată, singură la părinți. O peții de la tatăl ei, împăratul, și învoiala se și făcu. Asemenea și cel mijlociu, după ce se dechisi și el cum știu mai bine, plecă și el înspre apus. Ajunse și el la curtea unui alt împărat, care le asemenea avea o fată, făcură vorba și, iute-iute, se logodi și el cu dânsa. Ajungând la marginea eleșteului, se așeză și el acolo jos și, privind cu nedumerire, e așa numai ca să nu zică și el că face ceva, pălăcea cu nuiaua prin apă și făcea haz cum sare stropii de apă când o lovea. Apoi începu a cugeta. El vedea că fiecare strop de apă, când pică înapoi în matcă, se face câte un armean împrejurul lui și de ce merge se mărește până ce intră iarăși în sânul matcii de unde a ieșit, fără mai pe urmă să se cunoască nici locul unde a picat stropul, nici întinderea armeanului din jurul lui, ci totul rămânea ca mai înainte, adică fața apei lucie ca o oglindă. El era dus cu gândurile, se uita și nu mai vedea, tot dacă nu iau în apă și nu știa ce făcea. Nu mai simțea dacă este ori nu mai este. Când iată că o broască țestoasă ieșise pe luciul apii și se uita galeș la el. Unde lovea el cu nuiaua și unde se deschidea talazurile care înconjurau vârful nuielei, acolo țiști și dânsa, și ochii de la dânsul nu-și mai lua. Se uita la dânsul, parcă să-l soarbă cu privirea. Dar el nu vedea, nu auzea, atâta era dus cu mințile. În cele din urmă, cum, băgă de seamă că o broască țestoasă se ține după vârful nuielelor lui. Se uită și el la dânsa și parcă îi zicea inima ceva, dar nu pricepu nimic. Când se trezi bine din cugetările lui, văzu că soarele dă în asfințit, se sculă binișor, fără să-i pese de ceva și se duse acasă. A doua zi iarăși, așa și făcu, fără să-l plesnească prin cap ceva, fără să-și mai aducă aminte că plecase împețit. A treia zi, cum se sculă, plecă iarăși la marginea eleșteului, pasămite îl trăgea, ața la ursita lui. Și cum sta el acolo și se juca cu nuiaua în apă, iar broasca țistoasă-l tot țărea pe dinainte și se uita la dânsul cu dor și aduse aminte la urma urmelor că el era plecat împețit și că frații lui erau a se întoarce a doua zi cu logodnicele lor. Tocmai când voi să se scoale și să plece spre a merge, să-și încerce și el norocul, iată că broasca mai țâșni odată, iar el își aruncă ochii la dânsa mai cu băgare de seamă. Se uită drept în ochii broaștei și simți un nu știu ce, un colea la inimioară, pare că îl săgetase ceva. Șezu iarăși jos, ar fi voit să plece, dar parcă îl pironise ceva locului. Mai voi el să facă ceva cumva, așa că se depărtase, dar în deșert. Picioarele nu se mai mișcară, ca și când ar fi fost butucite. Se miră de asta lincezeală și, mai aruncându-și căutătura la broască, văzu ochii ei. Pare că strălucea de un foc ce simțea că-l atinge. Atunci își luă inima în dinți și strigă: asta să fie logodnica mea!
Îți foarte mulțumesc, dragul meu iubit, îi răspunse atunci broasca. Cuvântul tău a sfărâmat toate farmecele ce mă țineau înlănțuită. Tu ești ursitul inimii mele, pe tine te voi urma până voi avea viață în mine. Ce a fost mai departe, dragii mei, vă invit să descoperiți singuri prin povestea broasca țestoasă cea fermecată. Și nu uitați să faceți donații pentru CCF Moldova. Intrați pe site-ul lor și donați atât cât puteți pentru ca copiii să poată avea în continuare familie și dragoste din partea părinților.